revenit la un nou demo astăzi cu un joc numit Fistful of Frags, un pumn de fraguri, ceva ce are sens foarte mult în jocul ăsta pentru că poți da cu pumnii și mai derivat de la a fistful of bullets sau dollars. Ok, nu mai știu exact cum se numea filmul ăla, dar era cu... parcă era cu Clint Eastwood. N-am văzut prea multe western la viața mea. Oricum, Fine Server este un joc de multiplayer făcut pe motorul Source. Am prins că seamănă foarte mult cu primul Source, mai mult decât cu al doilea, dar e al doilea, fiindcă se au aceleași chestii cu sunetul. Smaller History poate dau de serverul anterior pe care am fost și văd că nu dă de el. Așa că să-ți... uite-l, e plin. Să căutăm un server cu un ping micuț, cu destui jucători și să vedem despre ce este vorba. Asta este Two Team Deathmatch, nu, Shootout aș vrea ca să fie. Căutăm un server de Shootout cu mai mulți jucători decât... asta ar fi bun. Shootout este un mod interesant. Sunt trei echipe care se vor împușca în mod reciproc. E un fel de Team Deathmatch în stil Unreal Tournament, la care puteau fi mai mult de două echipe. În cazul ăsta, 4. Hai să luăm Vigilantes. Cu asta mă obișnuiesc să joc ambidextru, da, dinamită. Ai mai multe atacuri speciale, secundare, adică care în principal o să iau un Schofield pistol, cuțite sau... iau dinamita pentru orice eventualitate. Apoi am pus iau bocancu. Va da... se termina meciul. Începe altul acum de îndată, nicio problemă. Vreau să spun că pot să selectezi pe lângă arma secundară și un fel de caracteristică secundară care determină chestii cum ar fi cât de tare dai cu piciorul, cât de tare dai cu pumnul sau dacă primești mai multă notorietate dacă ataci așa. Gentleman, chestia asta. Nivelul 1, față în față kill, când se uită la tine primești nu primești, asta este o regulă, ca să nu iei penalități pentru reputația ta, pentru infamie. Nu o să iau chestia aia. O să începe cu ceva standard, după care poate progresa mai încolo. Așa. Obiectivul. Omoară pe oricine nu arată la fel ca tine. Adică ăsta. Spinăm cu acei, vină apoi. Cine ești tu, damage? Hai că încă puțin. Ah, damn it. Pumnul! Fisticuffs? Au! Am luat măcar assist, notorietate plus 3, până la 21 mai am mult. Habar nu ce înseamnă F-ul acolo. Știu doar că există. Să mă cucuț aici, e cineva acolo. E de-al meu, e ok, e de meu. E prieten, e de-al meu. Căluț, 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 căluț. Iha! Ah, dammit, era o capcană. Calul ăla lucra cu inamicul. Calul e un spion. Așa, shot in the chest, wow. Deci și capul și pieptul contează. Văd că este acolo. N-ar trebui ca să stau așa chiar în văzul lumii. Nu poți să țintești extrem de mult cu astea, cu pistoalele. Dacă te miști, ai o rază foarte mare în care se face glontele, corect. Și mai sunt cuferele pe hartă. În cufere poți găsi alte arme. O să încerc să dau... a venit unul. 30. A omorât calul, bravo căluț. Au! Deci dacă tragi în cai, caii te vor omorâ. Important de știut asta. Foarte important, ăla e aliat. Nu trag în el. Asta cu dinamita de la naftalină. Și cu dinamita asta. Sunt și butoaie cu dinamita pe hartă, care vor exploda în cazul în care tragi în ele. Ar trebui ca să le sincronizezi bine că... mai multă dinamită. Perfect. Ce încă vreau să urc acolo sus cumva, ca să iau cufărul ăla. Poate este o scară pe aici. Hărțile până acum îmi place cum sunt făcute, doar că au... ești de meu. Au detecția de hit detection cam stângaci pe alocuri. Că sunt suprafețe nu tocmai rafinate. Aici 2. 32, ai încă 32, 36, perfect, fag. Gloanțe, nu mai am gloanțe.
Reload. Așa, reîncarcă, reîncarcă, reîncarcă. Au jefuit cutia aia. Atunci pot să mă mișc din loc. Asta are o pușcă. Vrei pomne? Vrei pomni? Hai ne luăm la pom! Au! Direct în splină! Cât de urât din partea lui! Aliat. Nu mă bat cu tine. Grafic n-arătă din calea afară de super excesiv, de super mega ultra detaliat. Ah, damn it, nu eram atent la ce făceam și a dat în mine un shotgun. Nu arată excesiv de detaliat, e ok. E cam stângat jocul, atât la mișcare cât și la modul în care este executat pe alocuri. Adică pare de parcă te-ai mișcat cam lent față de cât ar trebui. Este un gentleman, deci cred că trebuie să tragă cu mine față în față. L-am în spate, serios? Să înjunghi un om în spate când se bate cu altcineva. Cât de non... Oho, headshot! Am făcut un headshot! Să-l pitesc, ușor... Oh, ce mă în spate? Da! Ești aliatul meu, ce faci? Nu trage în mine, mă sperii! Dar se vede bine să reîncarci așa într-una, pentru că... Reîncarci greu, lent... Și ai nevoie de gloanțele alea. De la aliatul... Ah, cred că pe aici... Da, pe aici... Cufăr! 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 Înăuntru este... Dai eu asta, am acum o pușcoci. Mai acolo în cutie. Îmi place cum se combină acum țintele. Sunt puțin una peste alta. Ar trebui să cobor, stau aici cam, sunt cam o țintă ușoară. Coborăm pe aici. Yes, mort! Aliatule, bun, nu trage mine. Cineva în spate? Da, era cineva în spate, parcă. Ideea era nu foarte bună să reîncarc acum, fiindcă să reîncarc greu astea. Pe unde să mă duc? Yes! A făcut ding! Abar n-am ce înseamnă dingul. Dar înseamnă ceva important, presupun, altfel nu l-ar fi pus acolo. Mai poți să-ți dai seama pe unde sunt și după cum zboară tencuiala. Trebuia să stau pe loc. Dacă stai pe loc sau dacă te miști folosind alta, atunci, adică mai încet, vei avea o țintă mult mai precisă. Tot nu ai aer în sight la pistoale. Adică tragi from the hit, cum s-ar spune. Dammit, mă omor. Touché, direct în cap m-a luat. Răul. Hai să... Uite unul. Amor odată. God damn it, cât am tras în el? Cât am tras și tot nimica? Am luat măcar un assist. Și sunt pe... Nu sunt pe ultimul loc, important. Nu sunt pe ultimul loc. Sunt oameni mai varză ca mine. El are o pușcă, poate să tragă foarte bine cu pușca. Pușca are aer în sights. De asemenea, o chestie... Lumea poate să tragă în tine peste pereți pe care nu poți vedea. Adică dacă ai o pușcă și se vede doar pălăria peste un perete, tu cam poți să tragi în nimic. Adică inimicul vede doar pălăria ta, dar tu poți trage în el. Chiar dacă nu știe când tragi. De asemenea, unele animații nu sunt... era și ce o scară. Unele animații nu sunt... nu-i scară. Animații cum ar fi cele pentru arc nu sunt tocmai bine făcute. Adică nu prea îți dai seama când trage cu arcul, nu prea întinde coarda. Au. Da. Nu, n-are animații care să îți indice clar când ești atacat, când atacă. Nu e foarte bine făcut în acest aspect. De înțeles, e un joc gratuit, făcut cu o modificare a lui Half-Life. Scuze. Nu, are încarcă. Scuze să clicchi dreapta, trag mai rapid. Hai vedem, testăm acum. Ok, nu testăm. Era în spatele meu tipul. Armele se degradează cu timpul. Ai chiar pornită, ai aprinsă. Așa.
Mergem lent, lent, lent. Pian! Pianul cântă! Și nu-l pot opri! Cineva chiar a tras ideea să-l oprească! N-a funcționat. Mai... Bun! Avem acum arsenal. Oh, scuze, acum nu mai pot ținti. Ok, ăla e la fereastră. Zigzag, zigzag. Serpentină, serpentină! Spatele tău! Am încercat să te apăr! Spatele tău! Dude! Spatele tău! Ce faci? Dude! Dude! Spate! Dude! Încerc să salvezi un om și uite ce face. Oamenii ăștia. Altă dinamită. 3, 4, 5, pe cât era? 5. Poftim dinamită. Poftim mai multă dinamită și o să trag în mine acum. Poftim toată dinamita. Am și mai multă. Ok, acum e toată însumată. Ai de meu ăla. Era să-l omor. S-aude fâșnit. A, era ăsta. Bun. Uite unul, uite unul. Spatele meu e un caie, calul. Ar vrea să omoare calul. Trebuie să-l opresc. Fristul. Dacă am prea multe arme la mine, mă voi mișca mai încet. Important de știut. Tumbleweed. Un tumbleweed foarte low poly. Foarte... Nu o bilă. Un sferoid. Am pușcat în cap și a zburat doar șapca. Serios. Asta e tot ce am făcut. A zburat doar șapca. Ah, dammit. Chiar trebuie să schimb echipamentul. Ca să iau... iau Smith Carbine ăla. Hai încercăm faza cu Gentleman. Ce spune? Gentleman opens can be used handgun. N-am voie să folosesc... ok, deci nu iau Gentleman, iau Boots. Sau Bare Knuckles, da. Perfect. Unde-i arma aia? Pe 4. Suntem acum cu atenție. Și pe 7. Trebuie să ne încarc. Pe fiecare foc. Ai de meu. Am un Gentleman. De meu. De meu. Nu trage în mine, zi-a tău. Uite ăla acolo, trebuie să... Pot să urc pe aici pe undeva ca să-i fac felul? Dacă am luat Brass Knuckle... Dar vreau să spun că dacă am luat chestiile alea de pe degete, Brass Knuckles, cum se spune în română, atunci când lovesc cu dinamic care se uită la mine, le voi dezarma. Uite arcul de care vorbeam. Am luat rău de tot. Probabil ar trebui ca să revin la pistol. O să revin de îndată. Hai fă spawn. Nu pot să urc acolo? Nu. Dezarmare! Era în fața mea, eram față în față. Cine l-a dezarmat? Jocule, trișezi. Trișezi rău de tot. Era și cumva și o cutie, dar era o cutie acolo jos, dar era deja descoperită. Cutie, cutie, cutie. Sunt cutii de culori diferite care dau alte Smith Carbine. Să am și pistolul. Să fie multifuncțional. Tân, 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 ușor. Tiptil. Și acum să dăm buzna afară sau să mă la fereastră. La fereastră e mai bine. Cât timp nu vine cineva prin spate și ne omoară. Pe cel pe 4. E aliat, e ok, e aliat. Pe aici nimic, pe acolo nimic. Reîncarcă, 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 reîncarcă. Au plecat. S-a speriat de mine. E bine. Ok, intrăm cu pistolul. În acțiune. Ha, ha, nimic. Ha, o bancă. Ah, dammit. Măcar l-am pușcat, da. L-am pușcat, mena mie, asist. Frumos. Așa, patru iar când am pistolul. Ale aliat și ala aliat. Unde sunt? Uite-l. Nu. Nu. Unde sunt amicii? Când vrei un inamic, nu e nicăieri de văzut. Că noi cauți sunt peste tot.
tipic. Revolvere, da, știu, avem. De fapt, n-am. M-ar trebui unul. Hai ne pui în... în bancă. Asta eram eu. Poate pot să mă cocos pe aici să găsesc ceva în turn. Dacă are un turn, da... Oh, sfinte soi, cât a durut. M-am și dezarmat cu asta. Adică mi-a zburat arma din mână. Asta îmi place. E fain făcut în aspectul ăsta. Am dat, deci... Nu prea funcționează pumnii ăștia, până la urmă. Ok, trec înapoi la pistol. Mă pricep să dau cu... N, B... Primary, switch... am chiar mai multe! Cred că... Da, crescusem în nivel, asta era. Ok, să luăm... luăm bow. Va fi interesant cu bow când este... Pe 4 este bow. Clic dreapta și clic stânga. Wow, l-ai merit! Perfect! Melee weapons receive a damage bonus doar când lovești în cap. Asta e și când dai în piept. Cam aici că mi-ar cu bow. Ai aliat. Se spune Indian Joe. Unde? Nu. Aha! Nu-i nimeni. Aha! E cineva! Și nu are gloanțe când te aud. E prea departe, nu-i, n-am line of sight. Și n-am boltă prea tare la arcul ăsta. E bine că îl dă cu boltă, adică nu e foc direct. Ceva mai realistic decât... Ok, nu e realistic. Practic, poți să tragi foarte departe cu un arc. Chiar știa că n-ai multă forță, doar să întinzi coarda aia și să duce. Și pe antepe... Nu. Nici pe, măcar pe ante pe un loc, sunt chiar bine. Ok, să trecem la următorul match. Acum cred că mă va da înapoi cu revolverul. Vigilant. Tot cu astea. Hai încercăm Volcanic Gun. Sunate de metal. Au! Deci poți muri foarte ușor de la căzături și am minus 10. Am minus 10 notorietate. Au. Cred că e viața mea. Asta explică multe. E viața mea, F-ul ăla. Mai picat cineva, uita. Și o să trage mai lent. Da, pentru că trebuie să reîncarci și pe fiecare foc. Nu tocmai o idee bună să-l folosesc. Veniți încoace. Voi îmbrăcați în negru. Luați aici dinamită. TNT. Oh, l-ai aliat. Mi-a zburat arma. Și l-am omorât cu pumnii. Yes. Sunt bun. Ok, să mă duc pe ăsta. Sau ăsta la altul. Vreau să dau un shift. Cu shift dai cu piciorul. Mighty Foot Engage. Ar trebui să-l folosesc mai des. Și ar trebui să schimb și arma asta. În curând. Toate în curând. Să văd că era cineva acolo sus. Nu era. Oh, cineva în fața mea. De obicei merge când dau alții în mine, așa. Dar stai pe loc. Cât de multe gloanțe încasezi sau nu te nimeresc. Ok, te nimeresc acum. Da. E bine să stai pe loc când tragi cu pistolul, ajută. Ok, deci încă schimb. Trec la două pistoale. Hatchet, Colt Navy. Colt Navy sună fain. Da. Revolver. Damn it, m-am omorât. Am luat assist și sunt pe plus, am chiar 9. 9 infamie, sau cum îi spune. Hai să mergem după ăștia. Al pistol. Sau nu, era ce era. Să trece mai lent. Am impresia că e mai puternic.
Stai mai lent. Să le încarc acum cât sunt în siguranță. Asta e închisoarea. Trebuie să ies de aici. Pe unde era ieșirea? Pe sus, parcă. Și... sunetul cam vine din toate direcțiile. Adică nu prea știu exact cine este unde și când. Vreți dinamită? Vă dau eu dinamită! A, mergi mai în față, mai în față, te mai în față, te mai în față, să bubui. N-am bubuit. A punch, da, știu, va dezarma oponentul dacă stă cu fața la mine. Am o cocuță aici, poate văd mai bine. Chiar face ding. Spuneți că mai sunt. Poate e un achievement, vreun secret dacă dau ding în toate. Sau poate că nu. Chest. Iar înăuntru avem... e un hatchet. Avem toporișcă. Hai să tăiem un copac, hai să jucăm Minecraft cu spinarea ta. Chiar mă mișc rapid cu ăsta. Ceva în spate, nimeni în spate. Nu-i toată lumea, pot să-i aud, dar nu-i văd. Cum au dispărut, sunt fantome, sunt eu fantoma. Fantoma, uite unul. Fantoma cu topor, fantoma cu topor. Păzește-te bine, fantoma cu topor. Wow! Am dat în față și ne-am... așa. Abia acum schița. Am viața mai deloc. Ar trebui să mă... să caut niște rachiu sau ceva ca să mă vindec. Damn it. Dat un picior în față. A mers cât de cât binișor. Pe loc, 9 damage. La rezistanța asta nu prea pot să fac nimica. Ok. Hai să cobor după el. Hai pe loc. Așa. Oh, damn it. A, pot să iau obiecte. De ce nu mi-ai spus? Credeam că nu pot să le iau. Adică am încercat să iau un... asta, butoiaș cu explozibil și n-a mers. Uite, asta este viața. Îl prind deocamdată. A, pot să le iau, deci. Pot să le iau? Nu pot să le iau. Sau, nu fi asta un obiect de fizică de care dă jocul. Și în spate, da, lume în spate. În față. Nu în mine, nu în mine. Bine că lumea știe care este care, adică nu se omoară între ei dacă sunt aceeași echipă. Safe. Trebuie să încerc. Trebuie să încerc neapărat, adică dacă e safe acolo, poate bubuie și poate comoară. Nu era comoară. Dar... no, tot nu-i comoară. Dar vreau cu omoară, vreau fat loot. Nu în mine. Era deschis tot timpul ăsta. Wow, ăsta chiar e ceva scos dintr-o comedie. Dacă era deschis tot timpul ăla când încercam să-l bubui. Sau poate eu l-am bubuit și s-a deschis astfel. E și asta o posibilitate care nu poate fi negată. Cât sunteți? Prea mulți. 41? Cineva dă în ăla? Damn it. Era și asta o posibilitate, nu știam. Da, whisky dă refresh la sănătate, știu și eu am observat asta. Nu-mi coace. Nu dă-n mine. Wow, nuanță. Damn it. Vreau să apăs F pentru a trece pe pumni rapid. Chiar pe ce loc sunt? Nu pe ultimul. Continui să nu fiu pe ultimul loc. Mă bucur asta foarte mult. Damn it. A tras rapid în mine. Frag și assist. Frag și assist e bun. Trebuie să nu stau pe loc. Când trag în oameni chiar atât de mult.
Să merg cu altii, o idee mai bună. O idee mult mai bună, să nu stau pe loc. Dacă stai pe loc, ești o țintă 100% garantată, sigură. Nu da în mine, nu în mine, nu în mine, nu eu, nu eu. Tot nu eu, nici eu, nici eu, nici eu. Unde să-și uite aici? Mai am un singur glonț rămas, nu mai am niciunul. Așa, mort. Oh, ventele din spate. Cât ți-a arătat până aceeași echipă? 4? Probabil. Toți unul lângă altul. Unde sunt? Erau pe aici, erau în față. Sau erau sus. Erau înăuntru? Erau deasupra? La toate. F. Da, am dat. Trebuia să-l dezarmeze asta. Trebuia să-l dezarmeze. Coach can allow double fire, da. Double fire dacă apăs ambele butoane, am înțeles, am înțeles. Sau dacă apăs al doilea buton. Ok, n-am înțeles. Mai urcă. Vreo armă pe aici, nicio armă. Ceva bubuit recent, a explodat. Explodat tare. O fântână. E cumva Timmy acolo? Poate o găsim pe Lassie? Nu. Poate pe ei se ascunde cineva. Unde sunt? Sunt cam mari hărțile astea. Îmi spune, sunt complex făcute măcar. Yay, kill, kill. Și aveai dinamită în mână. Dacă ai o dinamită în mână, chiar va... Trebuia să intru cu dinamita. Trebuia să intru cu dinamita aia. Ok, nu chiar aia, dar cu dinamita. Ah, damn it, vreau să trec la pumn ca să-i dau una în față. Mi-a luat-o înainte. Dă-i, dă-i. Kill him, kill him. Not me. Pistol micuț. Dangerfield, nu, Derringer. Un Derringer care nu prea are gloanțe. Ah, damn it. Nu, poți să explodezi dinamita instantaneu dacă este aprinsă. Bun, bun, bun de știut. Santa Lucia. Ah, damn it. Are țintă bună ăla. Foarte bună. Sau o fi pentru că eu am lag. Ah, n-am lag, dar poate avea el. Poate avea el și asta explică totul. Asta e de meu. Unde? Uite unul. Control pentru crouch. Am dat crouch, dar nu m-a ajutat. Îl cheamă fă. O să închizi uși. Habar nu aveam. Yes, killed. Damn it. Care am progresat. Am 100. Am 100. Notorietate 100. Și 7 fraguri. Mai mult decât ala de pe loc 8. Adică sunt chiar avansat. Adică are 8 kg, nu loc 8. E meu? Ești de meu, da. Bun. Pump action shotgun! Pump action shotgun! Pump action shotgun is the shotgun that I want. Ah, damn it. Foc dublu. Iar pot să trec și cumva la un pump action shotgun? Primary. Volcanic gun, sword of shotgun, Schofield. Hai să iau un sword of shotgun. Da. Asta o să fie interesant. 5. Hai aruncă acolo. Ai ratat. Mereu ratezi. Așa, stați acolo. Stați că stați bine. Bum, 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 bum. Am mișcat. Shotgun are doar 2 focuri. Așa că trebuie să le fac să conteze. Okidoki. Hai până subsol. Cineva aici a fost recent, închisoarea. Ahaha, și nu mai am gloanțe. Ah, de-am și l-avea un cuțit. Păi să iau cuțitul în loc de dinamită. E util, în special la shotgunul ăsta care are doar 2 focuri. Sau e cumva un leu? Nu, mi s-a părut. Ce-ar căuta un leu aici? Sau ce-ar... Ce n-ar căuta un leu aici? Oh, damn it.
Vreau să mă învârt în jur și să fac ceva numeșit. Ai poți să faci record de îmbătare. Frumos, ok, o să schimb după asta shotgun-ul pentru că este inutil. Predominant inutil. Butoarele se refac din câte am văzut. Și dinamita mea, celălalt shotgun, care nu pot să-l iau. Nu pot să am două. Yes! Killed! 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 Doar 6 frag. Notorietatea e în funcție de cât damage dai. Dacă dai damage complet, atunci vei lua 10. Dacă nu, atunci e mai puțin. Hai, trec la revolverul ăla standard, care era bun. Throw handgun și au knives ca secundară. Pun un knife, da, knives. Și le pot arunca. Le pot chiar lua înapoi, frumos, frumos. Perfect. Superb chiar, dacă le pot lua înapoi. Muniție ecologică, reutilizabilă, nu ca gloanțele. Nu poți refolosi gloanțe. Trebuie să mă ascund aici. Care mai și care mai vrei, care mai vrei? Haide, hai că... Ok, reîncarcă, 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 reîncarcă. Mai erau acolo? Erau acolo. Stă mai într-o parte să nu mă vadă. Dacă intre cineva, măcar să-i aud venind, să nu fie exact în linia focului. Nu va apare numai nimeni acolo. Așa că mă ascund degeaba. Uite, unul. Poate pot să-l interceptez pe aici. Dacă era aici o ușă, adică... o fi coborât cumva? Poate a coborât. Sau nu? Sau a urcat, probabil. Dar îl văd la ușă. Terminat. Hei, cam asta a fost tot pentru acest demo al lui Fistful of Frags. Este un joc gratuit disponibil pe Steam. Nu cred că are cerințe foarte mari, adică nu la cum arată. E amuzant în felul său. E cam nefinisat în anumite aspecte, dar e ok, e amuzant, e distractiv. Vă încurajez să-l încercați dacă aveți ocazia. Asta a fost tot. Cum am spus, vă reveni data viitoare cu varianta supercalifragilistică și ultra-mega adichisită a lui X-Rebirth, care în varianta 2.0 poate că va fi mai puțin groaznic. Poate, adică nu garantez, dar poate că va fi mai puțin groaznic. Și apărăm suntem pe un vapor parcat într-un port. Până când revin cu X-Rebirth în varianta 2.0, rămâneți cu bine, la revedere!